Astăzi avem o emisiune specială dedicată celor care vor să slăbească sănătos. Vom discuta despre cele mai bune sfaturi pentru a pierde în greutate și despre alimentele care trebuie să le evităm ca să slăbim sănătos. Invitata mea este doamna nutriționist, dietetician Silaghi Carola. Bună ziua! Bine ați venit la noi! Bună ziua! Bine v-am găsit! Mulțumesc frumos pentru invitație! Cum află o persoană dieta care îi se potrivește cel mai bine? O alimentație potrivită înseamnă să te simți bine în propria ta piele, să ai tranzitul mai bun, să ai mai multă energie, să nu-ți fie foame toată ziua sau să te gândești la mâncare non-stop și să îți îmbunătățești starea generală de sănătate. O alimentație sănătoasă nu are în vedere reguli stricte care îți impune să excluzi anumite grupuri de alimente, cum ar fi la dieta ketogenică, dieta RINA, Ducanul sau dieta Paleo. Mereu le spun pacienților că dacă după 3-4 săptămâni, după începerea unei diete, nu se simt mai bine, înseamnă că aceea nu este una potrivită. Deci trebuie să alegem un regim alimentar echilibrat, accesibil, tipic zonei în care locuim și pe care încet să-l transformăm într-un stil de viață. Și bineînțeles, care pe termen lung să nu afecteze negativ sănătatea noastră. Ce înseamnă de fapt să slăbești sănătos? A slăbi sănătos înseamnă să pierdem din greutate maxim între 0,5-1 kg pe săptămână în funcție de greutatea inițială. În cazul în care o persoană urmează o cură de slăbire drastică, pierderea ponderală se va face prima dată din masa musculară și pierdere de apă și mai puțin din țesutul adipos. Iar în momentul în care reîncepe să se alimenteze exact ca înainte de cură de slăbire, va constata o creștere rapidă în greutate, ceea ce înseamnă instalarea efectului yo-yo. De aceea este foarte important să slăbim treptat. Este important să nu visăm la o siluetă nerealistă de subțire care deja ar afecta sănătatea noastră. Din păcate, tot mai multă lume se luptă cu probleme de greutate. După cum arată și studiile, din populația română, aproape 60% suferă de supraponderabilitate și obezitate. Ele apar de foarte multe ori și din cauza mâncatului pe fond emoțional, stres la locul de muncă, probleme în familie sau pur și simplu dorim să umplăm un vid interior. Deci prima dată trebuie să găsim cauza care a dus acolo să luăm kilograme în plus, iar mai apoi să tratăm boala, fiindcă obezitatea este o boală metabolică. Vă rog să ne ajutați cu niște sfaturi esențiale pentru slăbit. În primul și în primul rând, ar trebui să ne axăm pe alegeri alimentare sănătoase. Ar trebui să urmăm modelul farfuriei sănătoase, care ne spune că ce înseamnă jumătate din farfurie să fie fibre, adică legume și fructe, un sfert să fie carbohidrați, de preferat ar fi carbohidrați complexi, cum ar fi pâine integrală, paste integrale, orez brun, bulguri, quinoa, hrișcă și așa mai departe, și un sfert să fie proteine. Fie că alegem proteine de origine animală, fie de origine vegetală. Și bineînțeles, se mai adaugă și niște grăsimi sănătoase, cum ar fi uleiuri presate la rece, avocado, semințe, oleaginoase. Ar fi bine să ne planificăm mesele din timp, ca să nu ne trezim super înfometați în fața unei șaurmerii. Alimentația noastră trebuie să fie variată, ca să asigure toți nutrienții necesari organismului, vitaminele și mineralele, și să fie bogată în fructe și legume de sezon. Trebuie să punem accent la tehnica de gătire a alimentelor, să prioritizăm fierberea, gătirea la cuptor, la aburi, în detrimentul prăjelii în ulei. Ar fi bine să evităm alimentele foarte procesate, alimentele tip junk food, fast food, sucurile carbogazoase, produsele de patiserie, dulciurile cu multă cremă și zahăr adăugat. Și ca și număr de mese pe zi, este o regulă
strict de strictă de urmat sau depinde de stilul de viață? Ar fi bine să avem trei mese principale și eventual una, două gustări. Și bineînțeles să avem grijă la mărimea porților. De asemenea, ar fi bine să nu mâncăm în fața televizorului sau a calculatorului. Atunci când mâncăm, să ne concentrăm doar la mâncare, să mâncăm într-un mediu plăcut și liniștit. Ar fi super. În caz contrar, studiile arată că este mult mai ușor să acumulăm kilograme în plus. Să nu uităm nici de hidratarea corespunzătoare, în proporție cea mai mare să fie apă. Și, nu în ultimul rând, să nu uităm de regula deficitului caloric, care niciodată nu dă greș, bineînțeles, la persoane sănătoase. Ce înseamnă regula deficitului caloric? Adică să nu mâncăm mai mult decât consumăm în funcție de stilul de viață pe care îl avem? Exact, în funcție de greutate, înălțime, biorit și așa mai departe. Ce părere aveți? Dietă sau exercițiile fizice? Din punctul meu de vedere, ambele sunt extrem de importante. Ca să slăbim, trebuie să fim în deficit caloric. Ca să atingem acest deficit caloric, avem două posibilități. Fie mâncăm mai puțin, fie facem mai mult sport. Dacă le combinăm pe aceste două, atunci o să slăbim cel mai frumos și nici pielea noastră nu o să supere în așa mare măsură. După cum știm cu toții, activitatea fizică este esențială pentru un stil de viață sănătos. Astfel reușim să prevenim bolile cardiovasculare, diabetul zaharat tip 2 și cancerul. Și pe lângă asta ne ajută să reducem simptomele de anxietate și depresie și ne oferă o stare generală mai bună. Organizația Mondială a Sănătății recomandă la adulți minim 150-300 de minute de activitate fizică moderată spre intensă pe săptămână, iar la copii și adolescenți minim 60 de minute pe zi. Ce părere aveți despre suplimentele alimentare folosite în curele de slăbire? Eu personal nu le recomand, cu toate că suplimentele alimentare nu necesită prescripție medicală, ar fi bine să nu le luăm după capul nostru și să cerem ajutorul unui medic sau nutriționist dietetician. Iar legat de suplimentele pentru slăbit, eu categoric nu le recomand, fiindcă și dacă reușim să slăbim și ajungem la faza de menținere, oricum trebuie să schimbăm stilul de viață. Păi atunci nu-i mai ușor să începem direct cu o metodă sănătoasă și sigură? Da, ar fi minunat. Vă mulțumim foarte mult pentru informațiile care ni le-ați dat. Sper să vă fie de folos și să ne vedem cu bine data viitoare.